Întâlnirea dintre președintele Klaus Iohannis și Theresa May a fost anulată la solicitarea premierului britanic. Întâlnirea era programată să aibă loc ieri de la ora 17.30. Administrația prezidențială a precizat că aceasta nu a mai avut loc din motive obiective, ce țin exclusiv de partea britanică. Iohannis ar fi trebuit să se vadă cu premierul Theresa May pentru o întrevedere în cursul căreia să fie abordate teme precum stadiul negocierilor privind Brexit și președinția Consiliului UE. Potrivit agendei oficiale a șefului statului, acesta a participat aseară la dineul organizat la Palatul Buckingham, cu ocazia împlinirii vârstei de 70 de ani de către Prințul Charles. Totodată, el a pregătit un cadou special pentru moștenitorul tronului Marii Britanii. Claus Iohannis i-a oferit Prințului Charles o icoană pe sticlă cu Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. De asemenea, Iohannis i-a dăruit Prințului Charles și o colecție de vinuri reprezentative din cele trei regiuni istorice ale României, Moldova, Muntenia și Transilvania dar și o sticlă de vin din 1948, anul nașterii prințului de Wells.